vorba despre o prințesă pe nume Fleur. Are 7 ani, a crescut și a crescut până la vârsta de 18 ani. Era matură și frumoasă și și-a făcut mulți prieteni. A devenit regina jucăriilor. Tot felul de jucării, mașinuțe, păpuși, roboței, fel de fel de jucării. Roboții lucrau la doctor, mașinuțele de benzinărie sau să fie taximetriști, iar păpușile la magazin. Însă Fleur culegea flori, maci, trandafiri și ghiocei, crini, ca să le ducă la florărie. Acolo lucrau zânele. Într-o zi, când culegea flori, Fleur s-a pierdut în pădure întunecată. Pădurea se numea Pădurea Fără Capăt. Ea se speriase doar de numele pădurii. Nu și de ce se poate întâmpla, merse. Pe poteca cea galbenă a întâlnit o fată și un băiat. Pe fată o chema Bianca și pe băiat Petru. Ei erau mâncători de ciocolată magică. Magica adică să te îngrași și să explodezi. Și-o puneau pe Fleur să mănânce ciocolata. Ea a scăpat cu greu, dar bine că a scăpat. Fleur merse și merse mai departe și întâlni două fete, pe nume Elena și Erica. O puneau pe Fleur să miroasă menta magică. Magica adică puteau muri de la acea mentă. A scăpat cu greu, dar bine că a scăpat. A mers și a mers și a întâlnit un monstru cu două capete. Doi băieți cu același nume, Darius. Vrea să o ucidă pe Fleur. A scăpat cu greu, dar bine că a scăpat. A mers și se întâlnise cu două fete scriitoare. Are pe nume Ana și care o puneau pe Fleur să scrie cu un pix otrăvit. Otrăvit adică tot toxic. A scăpat cu greu, dar bine că a scăpat. A mers și s-a întâlnit cu cel mai mare om de pe pământ, Andrei. Un monstru vrea să o înghită pe Fleur. A scăpat cu greu, dar bine că a scăpat. Fleur s-a întâlnit cu un prieten, cu un prinț fără nume. Dar prințul a dus-o acasă, la mama ei, Lili. Lili îi zise servitoarei Laura să o pregătească de nuntă pe Fleur, pentru că Fleur se va căsători cu prințul fără nume. La nuntă chiamă toate jucăriile și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșit!